Zeci de cercetași și elevi de la școlile din municipiul Hunedoara, alături de studenți și jucători ai echipei FC Hunedoara, cercetași și reprezentanții ai primăriei, au ecologizat sâmbătă pădurea Chizid, situată în apropierea grădinii zoologice. Înarmați cu saci, menajeri și mânuși, și voluntari au strâns toate deșeurile aruncate în zonele verzi la voia întâmplării de localnicii irresponsabili. Toți au avut un singur scop, să facă Hunedoara mai frumoasă. A răspuns provocării de a face din nou un efort pentru a demonstra că societatea hunedoreană se implică atunci când vine vorba de valorile comunității. Am ales pentru acțiunea de ecologizare de astăzi această pădure superbă, pot spune, simbol al vechii cetăți a lui Iancu, pădurea Chizid, unde întotdeauna s-au adunat oamenii pentru a se recrea după zilele istovitoare de muncă. Am făcut o analiză și după ce anul trecut am reușit să ecologizăm mare parte din zona dealului Silvașului, am venit astăzi aici pentru că e o porțiune în care mulți hunedoreni, din păcate, uită că nu e groapă de gunoi și își lasă tot felul de deșeuri. Am venit la o acțiune de ecologizare organizată de Primăria Hunedoara, la care participă mai multe asociații, Asociația Suporterilor, Liga Studenților din Hunedoara, cercetașii, chiar și fotbaliști de la FC Hunedoara și mulți voluntari din oraș. Din păcate, pădurea Chizid, care este și rezervație naturală, este un loc de depozitare a deșeurilor pentru locuitorii din cartierele apropiate Chizid și Microșapte, ceea ce nu este normal în societatea noastră, să arunci gunoiul chiar unde dorești și unde vrei. Mândri că au participat la o astfel de acțiune, unii pentru prima dată, tinerii îi îndeamnă pe toți hunedorenii să dea dovadă de simț civic. Spiritul civic de hunedorean din mine nu m-a lăsat să fiu indiferent, mai ales că am copilărit în pădurea Chizid și alerg aici săptămânal. Aș vrea să scap pădurea de toate gunoaiele pe care o sufocă. Este prima dată când particip la o astfel de acțiune? Da, este prima acțiune de ecologizare la care iau parte și n-am vrut să ratez această oportunitate de a pune și eu mâna și a da o mână de ajutor organizatorilor de a strânge gunoaiele din pădure și îndemn pe toți hunedorenii cu o fărâmă de spirit civic să se alăture oricărei acțiuni de ecologizare, oriunde ar avea ea loc în orașul nostru. Cum ți se pare această acțiune? E foarte ok, ar trebui să fie mult mai multe, pentru că e păcat de o zonă așa de frumoasă să fie plină de gunoaie. Mă simt foarte onorat că am participat, fiindcă și conducerea și toți mulți din jucătorii echipei au participat și era normal să particip și eu la acest eveniment. Particip des la acțiuni de ecologizare? Am mai fost o singură dată la Cluj, dar în rest n-am mai participat. Am decis să particip cu colegii mei în această acțiune caritabilă pentru oraș, pentru noi, pentru sănătatea noastră și... E prima dată când particip la astfel de acțiune? Nu, am mai participat și anul trecut la HDAT, tot cu suporterii echipei și mai mulți. Pădurea Chizid este o arie naturală protejată de interes național, ce corespunde categoriei rezervație naturală de tip botanic. Acțiunea de ecologizare, care a avut loc sâmbătă, a fost organizată de Primăria Municipiului Hunedoara.